Ana Maria, îți mulțumim pentru informații. Un bărbat din Năvodar ar putea fi personaj de banc dacă fapta lui nu ar fi penală. Omul s-a căsătorit până acum de 3 ori, dar nu a divorțat niciodată. Ar putea fi considerat cel mai perseverent soț, dar procurorii îl numesc totuși bigam și vor să îl vadă la închisoare. În 3 decenii, bărbatul care lucrează ca agent de pază a dus la starea civilă 3 femei ca să le facă neveste. S-o fi gândit că alăturarea de cifre identice e cu noroc. E un om liniștit, e un om care își vede de treaba lui, nu a supărat pe nimeni, din câte știu, relația cu asociația este un bun vecin. Bărbatul s-a căsătorit prima oară în 1985 în comuna Cumpăna, apoi încă o dată în 2009 și a treia oară în 2013. Niciodată însă n-a divorțat, așa că în anul 2015 era căsătorit cu acte cu 3 femei. Și probabil că situația așa ar fi rămas dacă prima soție nu ar fi mers să-și schimbe buletinul. Femeia s-a declarat căsătorită și așa s-a descoperit cazul de bigamie. Păi, în regulă. Credeți că știu unele despre celelalte? Cred că da. Soția actuală îi cunoaște și îi acceptă situația. Nu e normal. Păi cum să fie, nu e ortodox, nu e corect. Ce credeți că a fost în mintea lui? E bolnav. Așa credeți? Da. Trebuie neapărat să fie consultat de un medic. Ei, dragoste, are ceva la psihiatrie. Între timp, după ce poliția a început să-l ancheteze, bărbatul s-a despărțit legal, însă doar de nevasta cu numărul 2. A doua soție din avotare. Da, a fost, deci are act legal. Prima nu are. Uh-huh. Deci cu a doua de divorț, e... Da. Uh-huh. E divorțată în o... Da. Numai cea de la cum până... Da. Prima însă nu ar fi vrut să-i acorde divorțul în urmă cu 2 decenii. Poate acum ar consimți, dar sunt prea săraci ca să-și permită taxa notarială. Locuiesc într-un fost cămin de nefamiliști dintr-o zonă săracă a Năvodariului. Asta știu și eu, dar nu avem posibilitate de... A fost odată și nu m-a vrut... Deci nu a vrut prima soție să divorțeze, exact, nu? Da. Am înțeles, da? Și nu mai am alte posibilități de... Costă, nu? Costă divorțul. Da. Deci urmează 10 milioane, da. Procurorii constanțeni l-au trimis pe soțul perseverent în judecată, pentru bigamie, faptă pentru care riscă să petreacă în închisoare între 3 luni și 2 ani. Ar putea să scape totuși și numai cu o amendă penală, dacă judecătorul va fi blând și va găsi doar amuzantă fapta sa.